Yeah. Bun, am ajuns și pe bandă și azi că e un moment bun, de moment ce să aleg oare să filmez și un intro la canalul ăsta. Cine sunt, cu ce mă ocup, ce fac, de ce pun clipuri pe YouTube. Andu Preda, 23 de ani, sunt student în Marea Britanie la științe nutriționale la University of Nottingham, care e una dintre cele mai bune facultăți pe area de bioștiințe din lume, area în care fac parte. Și la sfârșitul anului o să primesc calificarea de nutriționist, recunoscută de cea mai mare asociație de nutriție din lume, Association for Nutrition. Cum am ajuns aici? Sunt născut în Drăgășani, județul Vâlcea. Și imediat după ce am terminat liceul, am plecat în Marea Britanie să studiez cercetare medicală, Medical Science, la University of South Wales. De acolo mi-am luat calificarea în cercetare medicală și mai departe am căutat să mă specializez în nutriție. M-am uitat pe câteva canale de YouTube și informație foarte, nu neapărat greșită, dar e veche și lucrurile s-au schimbat. Știința mi se pare unul dintre cele mai fascinante domenii care pot să lucrez în momentul de față, pentru că explodează. Sunt în fiecare zi descoperiri noi și faptul că sunt într-un centru de învățare atât de bun e cu adevărat o onoare. Și am primit șansa de a aplica la doctorat și cred că trec într-o perioadă în viață în care chiar învăț foarte multe și aș putea să dau informația asta mai departe. Toată informația o să fie gratuită, legată și de fitness, și de știință, și de nutriție. De asemenea, legat de fitness, în mai, probabil în 12 sau 13 mai, o să particip la Body Power, la un concurs de fitness. În momentul de față am 8 ani de sală natural și, sincer, pentru mine nu e neapărat atât de mult o obsesie sau un hobby, e mai mult, folosesc mai mult ca și un efect terapeutic. De exemplu, acum e 3 noaptea, am terminat perioada de examinare și chiar nu am ce face, dar eu învăț în timpul nopții și am somnul dat peste cap, așa că am zis, bun, hai vin aici, fac un pic de mișcare, mă gândesc la ale mele, s-a întâmplat să am și camera cu mine și am zis că hai să filmăm și un clip. Dacă aveți orice fel de întrebare legată de nutriție sau fitness, lăsați un comentarii. Nici nu aveți idee cât de bolnavi suntem ca și nație. Felul în care mâncăm e groaznic, vă spun. Eu pot să fac cel mai bine comparația asta pentru că învăț aici și când vin în țară văd care sunt diferențele în tendințele alimentației și sunt foarte mari. E, de fapt, una dintre cele mai mari cauze de deces din lume. România se află pe locul 3 în cauza asta de deces și din cauza alimentației. Nu am cum să o dau altfel. Nu este la asta din cauza alimentației, e și factorul genetic, e și tutunul și alcool, dar alimentația e cea mai mare problemă. Pentru că putem face foarte multe și, de fapt, chiar despre asta o să fie următorul clip. Sper să vă fie de ajutor toate clipurile astea care o să le fac. O să încerc să fac câte unul pe săptămână, pentru că până acum nu am avut timp, dar de aici încolo cred că o să am puțin mai mult timp liber. Așa că lăsați-mi în secțiunea de comentarii întrebările voastre, o să fac tot posibilul să răspund. Numai bine și ne vedem în următorul clip.